Mai avem 15 minute din această oră și mi-a ieșit așa în cale o știre. Două asociații din Iași, conduse de Morel Bolea, nu știu cine este, sunt acuzate că ar fi centre de abuz sexual și de tortură și care în momentul de față sunt anchetate de DIICOT. Procurorii DIICOT care au efectuat astăzi 5 percheziții la Iași într-un dosar de trafic de minori la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice. Hai, suntem în legătură telefonică directă și cu domnul Bobi Păunescu, regizor și președinte Armis. Bună ziua! Bună ziua! Știți da, de... Da, am citit și eu, am văzut și... Așa, vă ascult. Alo? Să nu zică cineva că s-a întrebat. Acum da, m-auziți? Acum da, da. Deci, am văzut și eu știrea asta pe mai multe canale de televiziune ieri. Da. Sigur că e șocantă, dar nu mă miră. Deci, ne-am mai vorbit în emisiune, tot așa, spuneam la un moment dat că am venit serviciul de informații din România, fi pus mâna pe o serie întreagă. Nu știu dacă e vorba de cazul ăsta, dar fi pus mâna pe o serie de niște informații legate de... A, da, 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 exact. Chiar vorbeam. Mă țineți minte? Mm-hmm. Da, da, da. Acum vreo două săptămâni. Cam așa, cam așa. Mm-hmm. Și iată că lucrurile încep să... Acum nu știu dacă e vorba chiar de cazul ăsta, dar se pare că, da... Pe de parte, mai erau și, știți cum e, în cazurile astea mai poate există și răzbunări, și, dar totuși nu cred că s-ar fi pus DIICOT în mișcare dacă era numai zvonul sau numai... Hai să le spunem pe scurt oamenilor despre ce anume este vorba. E vorba de două asociații, Eurodemos și Casta Morelli, și conduse, având, mă rog, ca numitor comun, pe Morel Bolea. Eurodemos era, de fapt, o așa numită agenție de modeling. Iar Casta Morelli avea, vezi, doamne, activități civile. Asta, să spunem, nu știu ce înseamnă activități civile, adică ce ar putea să fi făcut. Da, în fine, n-are importanță. Da. Ca cetic ar fi existat aceste locuri, ar fi găsit, eu știu, să ne de persoane. De văzut, ideea este că, asta este din păcate, este o problemă la nivel național. Așa ceva se întâmplă în toată țara. Nu e numai la Caracal sau în alte în zone de genul ăsta, unde tinere sunt traficate, luate de pe stradă, răpite, eu știu, supuse, cel puțin din rapoartele internaționale pe care le-am citit tema asta, noi fiind din păcate pe locul 1 în Europa, din țările europene, cu cele mai multe persoane de sex feminin care sunt traficate și practic prostituția în Europa. Forțate fiind. Mare majoritate forțată. M-am vorbit de sigur de cele forțate și de în niciun caz n-ar face onoare sau cinste. Suntem totuși, eu știu, cel puțin partea, cel puțin bărbații din România trebuie să totuși putem să vorbim de generații întregi, vorbim de 700 și ceva de mii de persoane aparținând sexului frumos, sexului practic generații întregi care pot fi afectate de acest flagel și sperăm că acest lucru se reducă cât mai mult. Există și un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite pe tema asta pe 2001, a apărut acum, un de curând, care detaliază faptul, sigur, spune că autoritățile au găsit o serie întreagă de situații de genul ăsta, dar că nu depun minimum necesar la atent. Acum, știți cum este? Asta trebuie să fie un subiect național, după părerea mea. Deci, în primul rând, orice stat, din punctul meu de vedere, orice stat civilizat, în primul rând, are grijă de populația lui, de cetățenii, da, din toate punctele de vedere. Corect. Sau cel puțin așa ar trebui să fie, nu? Sau... Da, de la standard de viață până când, iar când ai un număr atât de mare de persoane care ajung să facă treaba asta de sănătate, încerc să-ți fie întrebări, domnule, poate vor, poate nu vor, poate hai să vedem care e treaba și ar trebui să fie un subiect de discuție, cel puțin la nivel, și să nu vină cei din sănătate să ne spună, poate nu e așa, poate e vorba de câteva, dar nu poate nimic pe toți. Și atunci... sunt tot felul de situații și ne dăm seama acum de ce suntem noi pe locul 2 în lume la migrație.
că te întreb, nu avem război, nu avem una, nu avem alta. Și dacă sunt tot felul de situații de genul ăsta, sigur că avem un număr mare de antreprenori care pleacă din România pentru că nu se simt, spunem așa, în largul lor să dezvolte o activitate economică, să-și găsească un loc. Dar, de altă parte, când ai și o asemenea situație cu un număr atât de mare de persoane care sunt, să spunem, puse în acest, nu știu cum să-i spun, că e considerat al doilea mare business, să spunem așa, dacă vă zic un business ilegal din lume. Da, ilegal, corect. Da. Bine, dar e infracțiune, hai să spunem că e infracțiune, până la urmă, cea mai veche din lume, că până la urmă... Da, sigur că e ca bativ, zice că prima meserie din istoria lumii, nu? Dar da. Nu putea fi prima, zice că e a doua, că prima era negoțiu, nu că au trebuit să negocieze prețul, dar ideea este că, sigur, astea sunt ca să... Dar e o problemă când avem un număr atât de mare și dacă lucrurile astea sunt adevărate, cel puțin comunicarea ar trebui să fie mult mai directă din partea Ministerului de Interne, din partea celor care se ocupă, să știm și noi dacă veștile astea sunt... Nu cred totuși că e vorba numai de un caz. Să știți că, domnule Paulescu, haideți să fim sinceri, să spunem lucrurile lor pe nume. Știm cu toții că se practică meseria asta de ani de zile, e ilegal în România, se întâmplă, totuși de multe ori vezi pe anumite, prin anumite zone, nu doar din București, de zone limitrofe, în alte orașe, oriunde, și nu numai România. Totuși ne referim acum strict la România. Am văzut de foarte multe ori echipaje de poliție care într-adevăr opresc acolo, legitimează, dau amenzi, pleacă persoanele respective și continuă treaba acolo, exact în același loc, vin a doua zi, iar le dă amendă, iar nu se întâmplă nimic, iar amenzile nu vor fi plătite niciodată. Absolut, dar acum trebuie să luăm și pe partea cealaltă. În situația economică delicată în care suntem astăzi, e și greu să oprești persoane care fac practică meseria asta. Ce să răspund? Dumnezeu, mergeți acasă, plătiți amenda și nu știu. Dacă nu orice zic cu mâncare acasă, sunt persoane care, sigur că... Nu, problema e că persoanele alea pe care le vedem noi acolo lucrează pentru alții. Aici e chestia. Aici e chestia. Dacă persoanele alea fac parte din circuite de-astea... Să știți că, pe de altă parte, foarte puțin oameni vorbesc despre asta, pentru că le e și frică, fiind oameni, fiind o industrie întreagă la nivel mondial. Există, vă dați seama, se pierd foarte mulți bani, deci sunt foarte mulți oameni, să zicem, puternici care sunt afectați la nivel financiar și se răzbună, atacă, fac duc de mersurile necesare. Deci aici, repetăm, efectiv, aici situația este în principal, ar trebui să ne concentrăm pe orice, sigur, pe orice viață, pe orice persoană, orice victimă, dar în special pe minore, care cu siguranță nu pot avea discernământul necesar, că pot fi duse în eroare, se pot arăta tot felul de... E vorba de cât de credul ești, cât de, sau mai bine exact. Spus... Cred că de aici pleacă și chestia de educație. Educația aia de acasă, despre care am tot vorbit noi. Uite că momentan destinatarul la e... La școala, sigur. E vorba de educație. Cum ești pregătit? Vă aduceți aminte că a fost o mare discuție și un tamtam mare la un moment dat prin presă. Oameni care contestau, oameni care aprobau introducerea unei materii în școli care să se refere strict la educația sexuală, în primul rând. Și aici erau luate în calcul multe lucruri. Inclusiv... Da, ideea este că vin și ajungem la citații, cum să spun eu, da, eu cu siguranță cred că trebuie să existe o informare că e la școală, că e în, eu știu, în familie, că e făcut într-un fel sau altul, ea trebuie să existe, adică sunt foarte multe sunt taburi care sunt tinerele. E mirajul succesului probabil, pentru că dacă ne referim la chestia asta cu agenții de-astea de așa numite agenții de modeling, e mirajul al succesului, domnule, o să fie fata. De multe ori chiar cu fetele sunt împinse de la spate de părinți, hai să te ducă tata, să te ducă mama, la să te faci fotomodel. Neștiind că trecem prin copilul. Nu de multe ori, din păcate, s-au găsit situații astea din rapoarte, iarăși în care chiar părinții
din păcate era implicat în treaba asta, dar acum, sigur, nu vreau să dăm o notă atât de negativă. Nu, nu dăm neapărat, și sunt agenții de modeling care sunt agenții ce își respectă statutul și absolut corecte. Dar sunt unele fantome, asta e problema, celor fantome care de fapt în spate au cu totul și cu totul altă activitate. Și sunt știute și mă mir că nu se întâmplă nimic, dar pe de altă parte, în general lucrurile astea se întâmplă atunci când sunt situații de sărăcie și este știut, sunt repede rapoarte internaționale, că sunt ele europene, americane, care arată clar că sunt luate din zone săracele României, tinere care vin din pături. Și, domnule Pomnesc, mai avem exact două minute. Ce ar trebui să facem să stopăm un pic flagelul ăsta? Să... Cred că ar trebui să fie o prioritate națională la nivel de protecția cetățenilor din România și a viitorului României. Cred că ar trebui să fie prioritate. Ar trebui văzut despre ce e vorba și având în vedere că afectează generații întregi. Afectează generații întregi, distruge vieți, efectiv. Și nu numai, devine o normalitate. Asta e problema. Pe internet vedeți normalitate. Fete tinere care sunt sub 18 ani, care spun că e la ce vor să înceapă viața ca să aibă un început. Da. Vă dați seama că nu poate fi un început, asta este în sfârșit. Dar din păcate sunt foarte mulți care le frică să, multora le frică să intre în subiectul ăsta, pentru că le frică de viață, de amenințați și așa mai departe. Nu numai în România, în toată lumea. De Liam Neeson, de exemplu, faimosul actor Liam Neeson din atunci în o grămadă de filme, este unul care duce o persoană care un actor, o personalitate care duce o campanie întreagă, este imaginea acestei lupte. Ele vin foarte, vin la pachet, să spunem așa, cu corupția, vin la pachet cu toate situațiile astea care într-o țară care o duce mai prost din punct de vedere economic, foarte prost în cazul României, și așa se poate explica migrația asta. Cum să fie locul 2 în lume după ce primește război, până aici de treabă, teoretic ne spun că toate cifrele economice sunt la cer, că o duce nemaipomenit, dar uite că cum vă explicați să suntem pe locul 2 în lume la migrație? Da. Domnule Pomnescu, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi. Îmi pare rău că a fost o zi așa mai... Cam scurt. Oricum, voiam să discutăm astăzi acum dezvălui, dar nu mai avem timp, poate mâine, despre ce se întâmplă prin China. Pentru că Xi Jinping își îndeamnă așa ca armata să-și concentreze toată energia pe luptă. Discutăm mâine și despre lucrul ăsta și despre ce se mai întâmplă prin Rusia.